Deloc vreme mă trezesc dimineața destul de obosit, nu dorm bine, pentru că dimineața fac aceste pastile. Se vede pe mine că sunt destul de stresat, asta pentru că am descoperit un dușman nou și foarte periculos. Vă spun imediat despre ce este vorba. Este vorba despre această carte. Ea se cheamă Cronica Ilustrată a Omenirii și cum o vedeți dumneavoastră aici, pare destul de cuminte, destul de benignă. Numai că nu vă faceți o impresie greșită, acesta este numai un volum. Ori cartea în întregul ei are 16 volume. Închipuiți-vă ceva mai bine de o jumătate de metru cub de cărți. Le-am descoperit în biblioteca mea și m-am apucat de vreo 2 luni să citesc. Altceva nu mai citesc. Dar fiindcă fiecare volum are vreo 400-500 de pagini, mă voi apropia de 10.000 de pagini. 10.000 de pagini, iar pe fiecare pagină, eu știu, vreo 7-8 informații, faceți dumneavoastră socoteala cam despre ce este vorba. Voi ajunge mai în glumă, mai în serios, să spun ca Pico de la Mirandola că am citit tot ce există și mai mult decât atât. Sau din contră, voi ajunge ca Giovanni Papini, care a descoperit că nu le poate ști pe toate și s-a declarat ca fiind un om finito. Oricum, această carte este fascinantă, te plimbă prin întreaga istorie, cultură și civilizație a omenirii din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Îți oferă o panoramă extrem de interesantă a ceea ce s-a întâmplat cu sute și cu mii de personaje, cu mii și cu zeci de mii de întâmplări. Acesta este dușmanul meu de la o vreme, dar și prietenul meu, pentru că îmi place foarte mult să citesc la această enciclopedie și în această perioadă altceva nu mai citesc. Mâine, când ne vom revedea, voi fi la fel de obosit și de stresat.